Aș vrea să continuăm în seara asta studiul nostru pe subiectul rugăciunii. Și în această seară ne vom uita la rugăciunea Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 1, de la final. Ceea ce este important pentru noi este să înțelegem că aceste rugăciuni, spre deosebire de ale noastre, sunt inspirate de Duhul Sfânt. Sunt rugăciuni perfecte. Deci avantajul nostru al creștinilor este că avem în Sfânta Scriptură rugăciuni inspirate de Duhul Sfânt. Da? Rugăciuni inspirate de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au făcut rugăciuni la porunca lui Dumnezeu, la inspirația deplină a lui Dumnezeu. Sunt rugăciuni fără niciun fel de greșeală și de aceea aceste rugăciuni ar trebui să constituie un model pentru noi, pentru că sunt rugăciuni care pot fi considerate în mod deplin după voia lui Dumnezeu. De aceea este important să ne uităm la rugăciunile acestor oameni. Apostolul Pavel își începe multe din epistolele lui sau după o anumită secțiune doctrinară, el concluzionează sau folosește un spațiu intermediar pentru a-și exprima mulțumirile, mijlocirile înaintea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care vom continua probabil câteva întâlniri să ne uităm la rugăciunile Apostolului Pavel, pentru că ele sunt rugăciuni inspirate. Dacă eu am diagramat deja textul acesta să recuperăm din timp, vedeți cum începe Apostolul Pavel secțiunea aceasta pe rugăciune cu expresia sau cuvântul de aceea care arată o concluzie. Ce a spus el mai înainte? Cu alte cuvinte, de fapt un principiu pe care trebuie să-l învățăm este că rugăciunile noastre sunt o concluzie. Rugăciunile noastre sunt un răspuns. Da? Un răspuns la ce? Ce a fost mai înainte? De la versetul 3 până la versetul 14, Apostolul Pavel a vorbit despre binecuvântările pe care le avem de la Dumnezeu, da? El le-a arătat binecuvântările care sunt legate de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul, de Dumnezeu Duhul Sfânt, da? Este această capodoperă doctrinară a Apostolului Pavel în care el ne prezintă mântuirea de la versetul 3, da? Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. El ne-a ales să fim sfinți, El ne-a ales să fim înfiați, avem răscumpărare, avem iertarea păcatelor, avem orice fel de înțelepciune și de pricepere, ne-a descoperit taina voii sale, ne-a rânduit ca să fim moștenitori, ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt și ca un răspuns la binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu, ca un răspuns vine această rugăciune a Apostolului Pavel. Cu alte cuvinte, când te rogi, ar trebui să te rogi ca un răspuns, ca un efect, da, al înțelegerii binecuvântărilor pe care Dumnezeu ți le-a dat. Lucrul acesta va redefini viața noastră de rugăciune, da? Va scoate afară lucrurile care n-ar trebui să găsească în rugăciunile noastre și va pune înăuntru lucrurile care trebuie să se găsească. Înțelegerea binecuvântărilor lui Dumnezeu, da? Rugăciunea noastră este un răspuns, este o reacție. Închinarea, da? Închinarea, ca principiu, închinarea este o reacție, este un răspuns pe care îl dăm revelației de sine a lui Dumnezeu. Închinarea nu este noi și haideți să judecăm puțin lucrul ăsta în paralel cu ceea ce vedem astăzi în bisericile din vremea noastră. Închinarea este văzută ca un act inițiator. Noi venim și eu sunt aici în față cu chitara sau cu ce mai suntem noi, bandul în față, care încearcă să ducă biserica în închinare, da? Să-i facă pe oameni să simtă prezența lui Dumnezeu, să-i facă pe oameni să simtă în duhul închinării. Acum sunt anumite elemente care din ce se face nu e greșit. Dar ideea în sine, proiectul de a duce biserica în închinare este greșit din temelie, pentru că nu așa se face închinarea. Închinarea este produsă de Dumnezeu. În urma revelației de sine a lui Dumnezeu, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, printr-un slujitor care expune cuvântul lui Dumnezeu, biserica reacționează cu închinare. Biserica reacționează cu mulțumire. Biserica reacționează în rugăciune. Întotdeauna închinarea este o reacție. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu se revelează pe sine și noi venim și răspundem lui Dumnezeu la această revelație de sine a lui Dumnezeu. Așa este construit pasajul acesta. Dumnezeu se revelează pe sine prin Sfânta Treime în lucrarea mântuirii și ca reacție noi ce facem? Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, da? Îl lăudăm pe Dumnezeu. Așa începe. De fapt și pasajul de mai înainte este un pasaj de închinare. Binecuvântat să fie Dumnezeu și începe să expună doctrina acolo. Pentru o perioadă de timp și eu am crezut enormitatea asta, aberația asta, absurditatea asta, erezia asta, cum vreți să o
numiți dumneavoastră, că pentru a închina trebuie să scoți puțin doctrina. Dom'le, am făcut doctrina, acum vrem să ne închinăm. Cumva vrem să ne simțim bine, să trăim o experiență cu Dumnezeu. Fals! Apostolul Pavel își prezintă cele mai condensate pasaje doctrinare în interiorul închinării. Binecuvântat să fie Dumnezeu și noi încă după 2000 de ani încă ne chinuim Efeseni 1, ca să înțelegem exact ce a vrut să spună Apostolul Pavel. Da? Și dezbateri nesfârșite pe pasajul acesta. Niște pasaje doctrinare foarte condensate, pline de teologie, da? Făcute într-un duh al închinării. Ăsta este locul potrivit de a face teologie. În închinare, în rugăciune, pe genunchi. Da? E ușor să stai la tastatură. Să spui, nu, ăla înseamnă asta, nu, predestinarea înseamnă asta, nu, pecetulirea înseamnă. Și toți ne batem acolo sau să lătrăm ca căței folosind texte biblice. E irelevant la urma urmei. Scopul final al închinării este ca să răspundem lui Dumnezeu revelații sale de sine. Deci întâi vine revelația de sine a lui Dumnezeu și apoi vine răspunsul nostru în închinare. Ăsta e locul potrivit de a face teologie. Da? Ăsta e primul lucru pe care îl înveți când citești cuvântul ăsta de aceea. Rugăciunea este un răspuns la revelația de sine a lui Dumnezeu. A te ruga fără scriptură este o eroare. Este o greșeală. Și încercați lucrul acesta. Dacă nu ești din aripa carismatică, unde sunt metode prin care produci omul să se roage și fără cuvânt, încearcă să te rogi fără să citești Sfânta Scriptură. După 5 minute s-a terminat. Că tu trebuie să cauți în mintea ta, în psihicul tău, trebuie să cauți în tine însuți motive ca să te rogi. În timp ce tu ar trebui să cauți din cuvântul lui Dumnezeu și motive de mulțumire și motive de rugăciune, de mijlocire, de cerere și așa mai departe. Bun. Apostolul Pavel când spune de aceea, introduce în prima parte motive de mulțumire, vedeți? Porțiunea aceasta este motiv de mulțumire. Deci el începe cu mulțumire, nu cu mijlocire, da? Cu mulțumire. Și acest motiv de mulțumire a apostolului Pavel se bazează pe anumite evidențe ale harului lui Dumnezeu în viața acestor oameni. Dar vreau să subliniez un alt principiu important din locul acesta. Tot ce spune Pavel în locul acesta este o mulțumire și apoi o mijlocire pentru biserică. Rugăciunea, viața de rugăciunea noastră trebuie să fie un proiect comunitar. Și lucrul ăsta l-am văzut și rugăciunea Tatăl nostru, nu? De la început, când spui Tatăl nostru, spui dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate zilele. Tu nu te rogi mai pentru tine și familia ta. A câștiga pâine este un proiect comunitar. A scăpa de ispită este un proiect comunitar. A te sfinți este un proiect comunitar. A căuta să vină împărăția lui Dumnezeu este un proiect comunitar. A împlini voia lui Dumnezeu este un proiect comunitar. Pe mine mă interesează dacă tu faci voia lui Dumnezeu. Pe mine mă interesează dacă tu ai ce să mănânci mâine dimineață. Pe mine mă interesează dacă tu ești ispitit și sigur ești ispitit, care sunt ispitele acelea și dacă Dumnezeu ți-a dat izbăvire din ispitele acelea. De asemenea, motivele de mulțumire în rugăciunile noastre sunt un proiect comunitar. Apostolul Pavel vizează în toată rugăciunea lui biserica. El nu se gândește doar la sine, el se gândește la toată biserica. El mulțumește pentru biserică. Dacă v-aș da în seara aceasta niște foi și niște pixuri, nu le am, dar probabil că ar fi fost un exercițiu bun, să scrii pentru 5 minute motive de mulțumire pe care le ai înaintea lui Dumnezeu pentru biserica Sfânta Treime din Zalău. Ce ai scrie acolo? Slavă Domnului că avem fanfară. Slavă Domnului că avem orchestră. Slavă Domnului că avem grupe cu copii, grupe cu adolescenți, grupe cu tinerii, grupe cu bătrânii. Slavă Domnului că avem puțină predicare, nu ne plictisesc frații cu droctină. Slavă Domnului că avem scaune moi pe care putem dormi. Slavă Domnului că avem, nu știu ce, pune foarte multe lucruri. Ai putea să le spui astăzi într-o biserică care are foarte multe activități și pare o biserică vie. A, s-ar putea să fie o biserică care n-are toate lucrurile astea și să fie la fel de moartă ca cealaltă, da? Deci nu înțelegem greșit lucrurile. Dar ce ai scrie? Dacă ți s-ar da foaia, ce ai scrie? Ce motive de mulțumire ai aduce tu pentru biserica asta? Hai procesați puțin. Ce motive de mulțumire ați aduce lui Dumnezeu? Gândiți-vă puțin. Ce ai spune lui Dumnezeu? Doamne, îți mulțumesc că ce? Pentru Evanghelie? Pentru ce ați mai mulțumi? Pentru? Pentru predicatori. Da? Pentru frați. Ia uitați, pentru ce mulțumește Pavel? Și haideți să înțelegem lucrul ăsta. Este important înaintea lui Dumnezeu să avem ceea ce Dumnezeu are ca interes primordial. În perioada aceasta de timp, Dumnezeu lucrează în mod primordial prin biserică. A scoate din rugăciunea ta biserica sau comunitatea sau atinge tangențial în rugăciunile tale biserica înseamnă că nu ești după voia lui Dumnezeu. Da? Să ne fie foarte clar. Dacă biserica în rugăciunile mele ocupă un loc secundar
Eu nu am o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Pentru Apostolul Pavel, vom citi celelalte rugăciuni a lui, aproape toate rugăciunile vizează proiectul lui Dumnezeu pe care îl are cu biserica. Dumnezeu face foarte multe lucruri în viața noastră, dar El le face în interiorul comunității, în interiorul bisericii. Viața pe care noi trăim în fiecare zi, noi nu trăim despărțit de biserică. Noi când ne întâlnim unii cu alții, avem o legătură frecvențească în care ne comunicăm problemele, ne comunicăm ispitele, ne comunicăm tot felul de lucruri. Este o viață a comunității, suntem o biserică. Prin biserică lucrează Dumnezeu în perioada asta de timp, da? A scoate conceptul de biserică din viața noastră și a credea că putem avea o viață de rugăciune după voia lui Dumnezeu fără biserică înseamnă să ne înșelăm pe noi înșine. Dar Apostolul Pavel precizează în locul acesta două aspecte cu privire la biserică. În primul rând, dragostea. Și în al doilea rând, în primul rând credința, mă scuzați, și în al doilea rând dragostea, da? Credința în Domnul Iisus și dragostea. Și, bineînțeles, foarte multe locuri în Sfânta Scriptură în care credința, nădejdea și dragostea sunt prezentate împreună. Ele sunt cele mai importante triada evidențelor Harului în viața unui om regenerat. Cine nu are credință, nădejdea și dragoste nu este născut din nou. Scurt pe doi. Și motivul principal a Apostolului Pavel pentru biserica din Efes și apoi pentru biserica din Filip și pentru alte biserici este că în biserica aceea erau oameni născuți din nou. Asta e primul lucru care trebuie să te mulțumească. Doamne, îți mulțumesc că în adunarea noastră sunt oameni vii, oameni născuți din nou. Oameni care și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și oameni care au dragoste pentru sfinți. Da? Mulțumim lui Dumnezeu pentru că vedem în adunare evidență a lucrării Harului Dumnezeu, evidențe ale nașterii din nou. Ăsta este cel mai mare miracol de pe pământ. Cel mai mare miracol de pe pământ e să vezi lângă tine un om care e viu ca tine, care a fost născut din nou ca tine, care și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la noi. Și motivul, cred că un motiv pentru care Dumnezeu ne lasă înainte oameni cu care dialogăm poate ani de zile și încercăm să-i convingem, să le explicăm Evanghelia și ei nu se întorc la Dumnezeu, este să înțelegem că cel mai mare miracol cu adevărat este să vezi un om care se încrede în Domnul Iisus Hristos. A crede în Domnul Iisus Hristos este un lucru cu totul ieșit din comun. Într-o lume depravată, într-o lume căzută în păcat. Este cu totul ieșit din comun. Când cineva își pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, este cel mai mare miracol care poate avea pe pământ. Poate avea loc pe pământ. Cum poți să stai lângă oameni lângă tine în care vezi miracolul lui Dumnezeu și să nu mulțumești lui Dumnezeu? Vă spun din nou în seara asta. Noi suntem foarte diferiți așa. De dacă mă compar pe mine cu Mihai, cu Vasi, cu Radu, cu Marius, cu... Suntem atât de diferiți. Foarte, 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 foarte diferiți. Sunt chiar credincioși care din exterior se uită la noi și zice ăștia nu au cum, ăștia ca o bombă cu ceas, domnule. Ăștia nu au cum să reziste împreună. Ăștia sunt atât de diferit. Ce legătură, ce găsiți comun între mine? Nu știu. Și oricine zice, sunt atâtea, foarte, foarte multe diferențe între noi. Dar ceea ce este cel mai important este lucrul care ne leagă. Și lucrul care ne leagă este Domnul Iisus Hristos. Așa rămâne o biserică împreună. Dacă pe noi ne leagă muzica, când se schimbă muzica, se face dezbinare. Dacă pe noi ne leagă, ce vreți dumneavoastră, completați lucruri care sunt bune. Nu mă înțelegeți greșit. Lucruri care sunt bune. Dacă ele ne leagă și nu ne leagă evidențele Harului lui Dumnezeu, la un moment dat sau la altul se va face dezbinare. Ascultați-mă, se va face dezbinare. Pentru că nu sunt lucrurile acestea importante, miraculul acesta al nașterii din nou care produce aceste evidențe. Care evidență? Credința în Domnul Iisus și dragostea pentru toți sfinții. Dar observați ordinea, da? Întâi este credința în Domnul Iisus și apoi este dragostea pentru toți sfinții. De ce îl iubesc eu pe fratele Iuliu? Deși, nu? Aș putea avea motive să nu-l iubesc, nu? De ce mă iubește Radu pe mine? Deși ar putea avea motive să nu mă iubească. De ce mă iubește Ciprian pe mine? Deși ar avea motive să nu mă iubească. În ultima vreme am lipsit cam mult la adunare. El nu mi-a spus că nu-i place lucrul ăsta, dar eu știu. Da? Am motive să nu iubim unii pe alții, nu? Am avea motive? Există ceva în spate care spulbere toate diferențele astea. Toate nemulțumirile pe care le avem unii față de alții la un moment dat legitime. Domnule, anumite lucruri rele sau anumite lucruri greșite sau anumite deranjuri pe care le avem, ori personale, ori în comunitate. Ce ne ține totuși la alaltă? Miracolul nașterii din nou care se evidențiază în credința Domnului Iisus Hristos. Da? Credința în Domnul Iisus Hristos este magnetul care ne strânge la alaltă și care spulbere toate celelalte diferențe dintre noi. Asta este un lucru fantastic. Asta este Biserica Domnului Iisus Hristos. Asta este o comunitate în care Duhul Sfânt este activ și lucrează cu putere. Când lucrul cel mai important pentru noi și din nou, putem să avem multe nemulțumiri. Întoarce-te spre celălalt de lângă tine, nu acum, dar te întorci spre el și te uiți. Ăsta este un om răscumpărat de Domnul Iisus Hristos. Ăsta este un om în care văd cea mai importantă evidență a Harului Dumnezeu. El și-a pus încrederea în Domnul Iisus pentru mântuirea sufletului său. Este cel mai grozav lucru.
mă supără că a făcut lucrul ăsta, sau m-a enervat că a făcut lucrul ăsta, sau m-a deranjat că a făcut lucrul ăsta, sau nu sunt sub nicio formă de acord cu lucrul ăsta pe care îl crede el. Nu pot să-l accept. Și în același timp, poți să stai lângă omul ăla. De ce? Că el are cel mai important lucru pe care îl ai și tu. Ce? Credința în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea. Dar lucrul acesta, credința în Domnul Iisus Hristos, duce la dragoste pentru toți ființii. Să nu credeți că între ei nu erau diferențe. Nu, în biserica primară existau exact aceleași diferențe care există și astăzi. Cum? Asta e întrebarea. Cum poți să stea un român foarte bine îmbrăcat, bine spălat, care miroase excelent, care are bani, care are o mașină bună, care are o familie extraordinară, lângă un jerpelit, o scursură a societății, care abia l-a scos Dumnezeu din mocirile și din păcat, care poate pute la propriu, care poate încă să lupte cu niște obiceiuri sau păcate proaste, cum poate unul să stea lângă celălalt? Ce îi face să stea lângă celălalt? Și să spună, eu iubesc pe sfinți, dar nu chiar pe toți, pe țigani nu prea îi pot iubi. Îi iubesc pe sfinți, dar nu chiar pe toți. Maghiarii să-și facă biserica lor dacă vor să aibă ținutul secunie și autonomie. Da? Eu îi iubesc pe toți, dar în afară de ăștia, că ăștia sunt cam așa. Nu există așa ceva. De aceea am o alergie teribilă la bisericile care se împart pe anumite criterii. Pe muzică, pe rasă, că-s țigani, că-s negri, că-s români, că-s maghiari sau nu știu ce. Este împotriva Evangheliei. Ascultați-mă, este împotriva Evangheliei. Dacă pute, le înveți să se spele. Da? Credința în Domnul Iisus te va face să arăți dragostea în felul acesta față de El. În Galateni spune Apostolul Pavel, nici tăierea în prevur nu contează, nici netăierea în prevur, ci credința care lucrează, care activă prin dragoste. Asta e legătura dintre ele două. Dacă ai credință cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, nu vei exclude pe cineva care îl iubește ca tine pe Domnul Iisus și crede în Domnul Iisus. Nu-i spui, mă, noi vă iubim așa de mult încât o să vă facem o biserică separată. Vă faceți muzica voastră acolo, noi vrem cu muzica noastră. Noi vă iubim așa de mult încât sunteți prea energici pentru noi și pentru că vă iubim așa de mult o să vă facem o biserică a tinerilor. Noi vă iubim așa de mult încât o să vă excludem din părtășia noastră. Nu există așa ceva. De aceea vedeți dumneavoastră evidențele harului lui Dumnezeu. Încălzește inima unui credincios într-un mod fantastic, greu de exprimat în cuvinte. Stai și te uiți și ascultați-mă, ce vă spun în seara asta, acum în februarie, 15 februarie, am un an de când m-am mutat la Zalău. Nu știu când a trecut atâta timp. Dar vă spun unul dintre cele mai importante motive de mulțumire pe care le am înaintea lui Dumnezeu de 5, 6, 7 ani încoace este adunarea în care sunt astăzi. Fără niciun fel de discuție vă spun, ăsta este unul dintre principalele motive pe care eu și cu soția mea le avem înaintea lui Dumnezeu. Copiii noștri nu înțeleg, dar noi înțelegem pentru ei lucrul acesta. Este fantastic de important și lucrul acesta, să găsești o comunitate în care oamenii și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și de fapt credința în Domnul Iisus Hristos înseamnă că ai înțeles Evanghelia, nu? Adică o comunitate în care Evanghelia și-a făcut efectul. Ăsta e cel mai important lucru. Restul nu are importanță. Dacă ăsta nu este înțeles, restul nu are importanță. De aceea face parte dintr-o adunare a Domnului Iisus Hristos înseamnă să poți să arăți fraților tăi că și tu ai înțeles Evanghelia, că și tu crezi în Domnul Iisus Hristos. Tu îmi ceri să te iubesc ca pe un frate. Eu te voi iubi oricum, dar una este să te iubesc ca pe dușman, una este să te iubesc ca pe necredincios și alta este să te iubesc ca pe un frate. Deci eu vreau să știu dacă tu ai înțeles Evanghelia, dacă tu ți-ai pus și tu încrederea în Domnul Iisus Hristos, ca să poți să-mi arăți dragostea pentru toți sfinții și tu să fii unul dintre sfinți. Este important să putem vocaliza, da, verbaliza felul în care noi am fost mântuiți, Evanghelia în Domnul nostru Iisus Hristos. După ce are această mulțumire, Apostolul Pavel merge spre mijlocire. Și este foarte important lucrul acesta. Merge spre mijlocire. Ce mijlociește el? Este unul dintre pasajele, să știți, care a creat foarte multe discuții între teologi datorită cererii pe care o face Apostolul Pavel. Ia uitați ce cerere face el. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire. Da? Problema este aici. Că Apostolul Pavel se roagă ca Dumnezeu să le dea un duh. Și cei mai mulți teologi sunt de acord că acest cuvânt, a da un duh, nu se referă să-ți dea o atitudine, da? Unii zic, are un duh de mânie, adică are o atitudine mânioasă. Nu se referă la atitudine de mânie, cei mai mulți teologi, conservatori, baptiști, reformați, ce să ziceți cum vreți dumneavoastră, spun că se referă la Duhul Sfânt. Ce e o problemă, nu? Oameni care au deja Duhul Sfânt, că s-a spus în pasajul, în versetele anterioare, că ei specetuiți cu Duhul, se roagă ca să li se dea, sau pentru ei se roagă ca să li se dea Duhul Sfânt. Dar înainte de asta, haideți să privim la titlul acesta. Și mă rog ca Domnul, ca Dumnezeul, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei. De ce este titlul ăsta?
cred că am mai spus la un moment dat, titlurile din folosite în epistole nu sunt mod de a de a-ți arăta într-un fel așa respectul pentru Dumnezeu. Hai să ne gândim la niște nume pe care le are Dumnezeu și le înșiruim acolo, ca să arătăm ce respect deosebit avem noi pentru Dumnezeu. Nu, titlul pe care îl oferă aici lui Dumnezeu este modul în care apostolul Pavel arată mentalitatea pe care el o are și îl face să se roage în felul acesta, da? Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, da? Dumnezeu este Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, arată relația pe care Dumnezeu o are cu Domnul Iisus Hristos, da? Relația pe care Dumnezeu o are cu Domnul Iisus Hristos și că prin Iisus Hristos Dumnezeu Tatăl ne dă nouă aceste binecuvântări. Dar ăsta este singurul motiv pentru care noi putem apela la Dumnezeu. Putem apela la Dumnezeu pentru că El este Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, da? Și Hristos este la dreapta Lui și când apelăm la Hristos putem să accesăm tot ceea ce Dumnezeu Tatăl are pentru noi, da? Și Tatăl Slavei arată și tipul binecuvântărilor pe care le va da Dumnezeu. Sunt niște binecuvântări duhovnicești, binecuvântări din slava lui Dumnezeu, nu niște binecuvântări materiale în primul rând. Așa spune Apostolul Pavel chiar în închinarea pe care o începe în versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în locurile cerești în Hristos Iisus, da? Are de a face cu binecuvântări duhovnicești, cu binecuvântări cerești, da? Este o confuzie pentru mulți oameni și zic, domnule, dar de ce să nu ne dea și binecuvântările materiale? Ți le dă și pe alea, dar alea sunt fel de binecuvântări care ne sunt date în providența lui Dumnezeu, nu în felul acesta. Bun. Deci mentalitatea pe care o ai despre Dumnezeu îți va da curaj, îți va da siguranță ca să te rogi lui Dumnezeu și să ceri lui Dumnezeu, da? Felul în care tu îl privești pe Dumnezeu, ce crezi că este Dumnezeu? Un fel de tonomat din ăsta în care bagi fisa, bagi rugăciunea și îți vin lucrurile pe care tu ți le dorești, oricare ar fi lucrul acela? Da? Nu? Dorința lui Dumnezeu pentru noi este, în primul rând, ca să avem o viață duhovnicească după voia Lui. Bun. Acum vreau să observați următorul lucru. Spune și mă rog să vă dea un Duh. Se roagă ca să ne dea Duhul Sfânt. Acum avem această, bineînțeles, ajungem la această dilemă. Este ok să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea Duhul Sfânt? Mai ales în contextul în care, deci nu discutăm despre venirea inițială a Duhului Sfânt, da? Să primești Duhul Sfânt. Acolo nu ne rugăm să ne dea Dumnezeu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, fac așa o paranteză, în Faptele Apostolilor, apostolii s-au rugat pentru alții să primească Duhul Sfânt. N-au strigat ei să primească Duhul Sfânt, da? Asta a fost o descoperire pe care am făcut-o la un moment dat și m-a uimit pentru că inițial ziceam, domnule, dar uite că sunt aici oameni care se roagă pentru Duhul Sfânt, să primească Duhul Sfânt. Nu! Niciodată candidații care au primit Duhul Sfânt nu s-au rugat ei. Doamne, dă-ne Duhul Sfânt! Nu, întotdeauna apostolii s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și acolo este, bineînțeles, vorba despre o perioadă de tranziție în care diferite categorii de oameni au fost încorporate în biserică prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar aici e clar că avem niște oameni care au deja Duhul Sfânt și se roagă ca să li se dea Duhul Sfânt, da? Și eu vreau să vă spun deschis lucrul acesta, da, cred că noi ca adunare, ca comunitate, observați că nu este o rugăciune individuală, este o rugăciune pe care Pavel o face pentru comunitate, cred că ca și adunare, da, ca proiect comunitar, cum am mai spus deja, putem să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. În ce sens? Și fiți atenți acum ca să nu ziceți, oh, fratele Andrei, au zis că trebuie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Da, trebuie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. În ce sens? Haideți să facem diferență între lucrarea inițială a Duhului Sfânt în viața unui credincios, de naștere din nou, de botez cu Duhul Sfânt, de primirea Duhului Sfânt, de pecetluire, și o lucrare ulterioară pe care Duhul Sfânt îmi face noi, da? Deci nu ne rugăm pentru primirea Duhului Sfânt, da? Pentru venirea persoanei Duhului Sfânt în viața noastră care se întâmplă la momentul nașterii din nou, ci ne rugăm pentru lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt nu începe și se termină la nașterea din nou, da? Sunteți de acord cu mine? Lucrarea Duhului Sfânt. Primirea Duhului Sfânt este un act care se întâmplă odată pentru totdeauna. A intrat Duhul Sfânt în tine și rămâne în tine. A făcut din tine templul Duhului Sfânt, El te locuiește. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare diversă. Duhul Sfânt lucrează în diferite moduri în viața noastră, iar lucrarea Duhului Sfânt în individ și în biserică durează pe tot parcursul vieții noastre. Ceea ce face Apostolul Pavel aici este să se roage pentru o lucrare specifică a Duhului Sfânt. Da? Pentru o manifestare a lucrării Duhului Sfânt în comunitate. Da? Vreau să faceți diferența foarte clar. Nu se referă pentru primirea Duhului Sfânt, ci pentru lucrarea Duhului Sfânt. Nu se referă pentru ca să vină Duhul Sfânt inițial, cum vine El prima dată, ci ca să vină o lucrare ulterioară, da? Progresivă a Duhului Sfânt. Cred că lucrul acesta ne scapă de o grămadă de probleme și de fapt este ceea ce spune textul nostru. Pentru ce lucrare, da?
pentru ce lucrare a Duhului Sfânt? Hai să facem diferență aici, da? Se referă pentru, se roagă pentru o lucrare a Duhului Sfânt. Ce lucrare a Duhului Sfânt? Și uitați ce lucrare a Duhului Sfânt. O lucrare în care spune că Duhul Sfânt ce face? Ne dă înțelepciune și descoperire. Această rugăciune noi o facem în fiecare duminică dimineața și de fiecare dată când ne rugăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. De ce simțim nevoia de a ne ruga înainte să predice cineva? Ce, frate, vrei să spui că eu nu m-am pregătit acasă? Ce? De ce te rogi pentru mine? Să-mi dea Domnul înțelepciune. Ce înțelepciune să mai dea? De ce te rogi pentru mine? Faci lucrul pe care l-a făcut Pavel aici. Te rogi pentru o lucrare de iluminare. Lucrarea de iluminare nu este o lucrare care are loc la nașterea din nou și încetează acolo. Acolo are loc o lucrare de iluminare prin Evanghelie și Duhul Sfânt. Ci este o lucrare continuă. Cu alte cuvinte, cred că John Owen spunea lucrul ăsta. Și apropo, John Owen a fost cesaționist. John Owen spunea că dacă nu avem parte de lucrarea Duhului Sfânt de iluminare, ar fi același lucru dacă am arde Biblie. Deci dacă am arde Biblie sau am avea Bibliile, dar fără lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt, ar fi exact același lucru. Pentru că suntem cuiați la minte datorită păcatului și datorită faptului că suntem oameni slabi, afectați de păcat în conștiința noastră și în sufletul nostru, și ar fi același lucru să stăm ca orbi cu Biblia în mână și să debităm tot felul de prostii. Sau să debităm chiar doctrine corecte care nu ne ajută la absolut nimica. La absolut nimica. De aceea, apostolul Pavel aici nu se roagă să li se reveleze mai mult din canonul Sfintei Scripturi. Nu zice, Doamne, te rog ca o parte din canonul Sfintei Scripturi să fie scris de frații din Efes. Nici vorba de așa ceva. El se roagă ca oamenii ăștia care au primit, care primeau acum epistola și citeau epistola, apostolul Pavel se roagă ca noi să primim o lucrare de iluminare, să înțelegi deja lucrurile pe care le-a revelat Dumnezeu, da? Așadar, cred că înainte de citirea cuvântului, de studierea cuvântului, acasă, în privat sau în adunare, ar fi bine să te rogi Duhului Sfânt, să te rogi lui Dumnezeu ca să primești această lucrare de iluminare a Duhului Sfânt, pentru că fără ea suntem blocați. Și acum, noi putem mărturisi lucrul acesta și fratele Mihai și eu și toți cei care mai slujesc din cuvânt. Atâtea situații în care stai și îți vine să-ți muri părul din cap. Mă uit, am stat 4 ore la birou și n-am făcut nimica. Și vin frustrat acasă că m-am uitat la un text, ca orbul m-am uitat la el. Ca orbul și nu reușesc să intru în text, să înțeleg textul. E scris în limba română. Sintaxa, gramatica e foarte clară, n-a schimbat-o nimeni între timp. Textul este evident acolo. Mi se mai întâmplă următorul lucru, câteodată mă chinui câte un text. Și mă întreb pe soția mea, auzi Cristian, după ce am studiat eu textul 8, 9, 10 ore ca să văd cât de valoroasă e munca mea, nu? Și o întreb, auzi, tu cum înțelegi textul ăsta? Și așa, liber, din prima, la citirea directă a textului, îmi spune ceea ce am debitat eu după ore întregi. De unde vine asta? Este o lucrare de iluminare a Duhului Sfânt. Pregătirea este necesară, dar pregătirea fără iluminarea Duhului Sfânt este egal cu zero. Este egal cu zero. Sau eu să fiu iluminat în timp ce înțeleg textul biblic și studiez, vin și îl predic și biserica este închisă, blocată. Ea nu înțelege nimic din ce spun eu, da? Nu datorită faptul că uneori suntem distrași de anumite lucruri, ci pur și simplu nu înțelege ce vrea să spună, da? Sau lucrul acesta nu are un efect asupra ta, pentru că vom vedea imediat că apostolul Pavel nu se referă la o înțelepciune omenească, mentală, ci la ceva spiritual. Dar uitați-vă un alt lucru foarte important, Pavel în aceeași concordanță cu învățătura Domnului Iisus Hristos, el se roagă ca să avem această înțelepciune și descoperire. Și la ce va duce ea? Eu știu foarte mulți oameni cu care mi-ar fi rușine să stau de vorbă dacă ar fi să ne analizăm cunoștințele biblice. M-ar face praf. Frate, tu care studiezi Biblia și care toată ziua ești și ești mai plătit pentru asta, tu ar trebui să știi Biblia mai mult decât toți. Sunt alți oameni care m-ar face praf dacă m-aș pune cu ei să discut cunoștințe biblice. Îmi spui și pe ce parte a Bibliei e textul și ce verset, tot știu. Dar nu la asta s-a referit apostolul Pavel când s-a rugat ca să-i ai înțelepciune, capacitate de a reține textul biblic. Apostolul Pavel s-a rugat ca Duhul Sfânt să-i facă pe acești oameni să-L cunoască pe cine? Să-L cunoască pe Dumnezeu, da? Să-L cunoască pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este același lucru pe care l-a spus Domnul Iisus. Când va veni Duhul Sfânt, El va mărturisi despre mine. El va lua din lucrurile mele și vă va descoperi vouă, da? Același lucru spune Domnul Iisus. Voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt, chiar vorbim despre altă lucrare, despre umplerea cu Duhul Sfânt, și veți fi mie martori. Da? Duhul Sfânt nu aprinde girofarul și spune, uitați-vă la mine! Ce lucruri extraordinare! Eu în special cu lucrurile astea, cu miracole, cu astea lucrurile extraordinare care vă fac să urle hormoni în voi. Să vă dați ochii peste cap. Eu îs cu lucrurile astea. Nu? Duhul Sfânt vine și arată
persoana Domnului nostru Iisus Hristos, îl luminează pe Hristos. Cu alte cuvinte, întotdeauna când vrei să verifici lucrarea Duhului Sfânt în adunare, în predicare, în viața personală, uită-te dacă Duhul Sfânt duce toate lucrurile înspre cine? Înspre persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă El este scos în evidență, El este climaxul revelației lui Dumnezeu, este climaxul planului lui Dumnezeu. În El a concentrat Dumnezeu toate lucrurile. În El sunt ascunse toate bogățiile, cunoștințe și înțelepciune, da? În El voi aveți totul de plin, spune Apostolul Pavel. El e totul. Dacă Duhul mă duce înspre orice alte lucruri, dar nu la Domnul Iisus Hristos, acolo avem o problemă foarte gravă. Avem o problemă de esență, de bază. Acolo este un duc străin. Și dacă noi ne simțim bine, spune aici, prezența Duhului Sfânt și Hristos e pe nicăierea. Avem o foarte mare problemă. Da, dacă e absent Duhul Sfânt, e una, dar dacă simțim un alt Duh care nu ne duce la Hristos, acolo chiar ai două probleme, da? Ai două probleme. Cum face Duhul Sfânt lucrul acesta? Deci vine Duhul Sfânt și scopul lui este să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Se referă la o cunoaștere spirituală, se referă la o cunoaștere duhovnicească, la o cunoaștere experimentală a Domnului Iisus Hristos, da? Că cu mintea poți să-L cunoști și să fii ateu. Da? Sunt atei care pot să-ți recite adevărul despre Domnul Iisus Hristos, adevărul biblice. Sunt atei care pot să înțeleagă, să poată să exprime corect doctrina Sfintei Treimi, cum a fost ea postulată de părinții bisericii. Asta nu face pe el un cunoscător al Domnului Iisus Hristos. Nu. Postul Pavel se referă la o cunoaștere duhovnicească. Că dacă ai putea să-L cunoști, hai să-L luăm logic, nu? Dacă ai putea să-L cunoști pe Hristos fără Duhul Sfânt, cum fac ateii, care e rostul acestei rugăciuni? Nu? Dacă eu pot să-L cunosc pe Hristos, citesc Biblia, n-am nevoie de Duhul Sfânt. Nu la asta se referă Pavel, să-L cunoști mai din Biblie, ci să-L cunoști din Biblie, dar prin lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt, să fie o cunoaștere personală, experimentală. Cum face Duhul Sfânt lucrul acesta? Păi uitați cum face. Vine Duhul Sfânt, da, ăsta e primul lucru care se întâmplă, sau se manifestă această iluminare a Duhului Sfânt și El lucrează asupra inimii noastre sau asupra ochilor inimii noastre. Și acum, haideți, El nu degeaba folosește această paralelă. Ochii noștri, dacă despici un om, inima lui n-are ochi, da? Se referă la omul nostru din lăuntru, da? La omul nostru din lăuntru. Inima în care locuiește Domnul Iisus Hristos. La fel cum ai ochi în trup și poți să analizezi, poți să vezi frumusețea anumitor lucruri, da? Poate fără să exprimi nimic, numai stai și contempli, meditezi și contempli la un peisaj superb, de exemplu. Da? Și ești uimit, admiri ceea ce a creat Dumnezeu. Ia ochii trupului tău. În același fel, sufletul tău are capacitatea de a vedea realități spirituale. Spirituale. Să stai, cineva să-ți vorbească despre Domnul Iisus Hristos, tu nu-L vezi pe Hristos, dar lucrul acela să-ți cutremure temeliile ființei tale, ceea ce se întâmplă când suntem născuți din nou. Înaintea ochilor noștri este zugrăvit persoana Domnului Iisus Hristos. Și cel care înainte părea un revoltător care a murit în rușine, aruncat pe o cruce, părea o nebunie. Ăla nu are cum să fie mântuitorul. E o prostie. Să spui că m-a mântuit ăla care a murit ca un tâlhar. Cum să fie mântuirea în așa ceva? Se pare o prostie, e o nebunie pentru ochii firește ai omului. Dar când Duhul Sfânt îți deschide pentru prima dată ochii inimii, vezi cea mai frumoasă scenă pe care ai văzut-o în viața ta. Vezi pe Fiul lui Dumnezeu acolo. Nu vezi un tâlhar, nu vezi un revoltător, nu vezi un răscolitor, nu vezi unul care a vrut să răstoarne ordinea socială. Vezi cea mai frumoasă scenă pe care ai văzut-o vreodată în viața ta. În ochi, cu ochii sufletului tău, cu ochii fizici nu vezi nimica. Nu ai nicio revelație, nu ai nicio vedenie. Dar ochii sufletului tău pentru prima dată vede frumusețea Domnului Iisus Hristos. Și da, zici, fantastic, cu adevărat, ăsta e cel mai glorios lucru pe care l-am văzut vreodată. De aceea Apostolul Pavel strigă în Galateni: cine a luat dinaintea ochilor voștri pe Hristos pe care l-am zugrăvit? Cine a făcut lucrul ăsta? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? E inadmisibil așa ceva. E imposibil să se întâmple lucrul acesta. Înaintea ochilor voștri a fost zugrăvit, spune Apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos. Asta vine să face Duhul, să face Duhul Sfânt. În timp ce eu cu cuvintele mele slabe sau un alt predicator sau un alt slujitor cu cuvintele lui slabe încearcă să arate măreția Domnului Iisus Hristos, cuvintele noastre sunt teribil de slabe. Și bine ar fi vorbirea noastră să fie fără cusuri, dar nu este. În timpul acela are loc o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt cu o pensulă spirituală începe să picteze înaintea ochilor inimii tale frumusețea persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Și lucrul ăsta te fascinează, lucrul ăsta te cutremură, lucrul ăsta te schimbă, te transformă. Noi privim cu fața descoperită slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. El îți arată frumusețea Domnului Iisus Hristos. De aceea este elementar, este esențial, este de bază ca această rugăciune să fie o rugăciune continuă a adunării. Noi ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Este biblic să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. E păcat să nu te rogi pentru lucrarea Duhului Sfânt.
Ascultați-mă, suntem într-o orbire totală, suntem pierduți dacă nu ne rugăm, ca biserică. Încetăm din existență dacă nu ne rugăm pentru lucrarea Duhului Sfânt, pentru manifestarea puternică a lucrării Duhului Sfânt. Bineînțeles, eu fiind continuaționist o lungă perioadă de timp, fratele Mihai când m-a curtat în slujire, a avut așa puține reticențe față de continuaționist și eu am reticențe, sunt total opus continuaționismului meu de altă dată și rătăcirilor mele de altă dată. Dar în același timp, înțelegând perspectiva biblică, m-am întrebat la un moment dat, mă, oare frații ăștia nu sunt alte extreme? O să vin aici într-un cavou, într-un cimitir în care toată lumea când vede o mișcare, bă, ăsta e un Duh străin, Duhul Sfânt aduce liniște și pace totală. Nu mi-aș fi dorit un astfel de cadru, da? Și unul dintre primele mele șocuri în această adunare a fost când fratele Mihai, nu știu dacă prima dată, a doua oară, dar oricum când era și el aici, fratele Mihai s-a rugat la un moment dat în adunare și a spus: Doamne, revarsă Duhul Tău peste noi. Șoc! Da, într-o adunare care nu crede în, da, show-uri din astea. Șocul meu a fost pozitiv, da? Pentru că și eu cred că, deși sunt anumite lucruri care au fost pentru perioada primară, pentru perioada de tranziție, care au încetat, care nu mai sunt astăzi necesare, care au avut rolul de a autentifica pe apostol, revelația scrisă, întemeierea bisericii, a noului legământ și așa mai departe, totuși există această lucrare continuă a Duhului Sfânt de care avem nevoie. Aș fi înfiorat de gândul că unii dintre noi am ajuns să credem că nu mai este nevoie de nimica. Aș fi înfiorat de... Deci suntem pe calea morții, să știți. Dacă satana ne-a convins deja de lucrul ăsta, că nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt și că tot ce trebuie este să studiem pur și simplu Biblia noi cu capul nostru, suntem pierduți. Suntem pierduți, da? Avem nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze în felul acesta și să lumineze ochii inimii noastre. Și ar trebui să fim nemulțumiți când lucrul ăsta nu se întâmplă. Poate să fie problema mea, poate să fie problema predicatorului, poate să fie problema comunității, da? Și Apostolul Pavel arată din nou că scopul este ca să pricepe, da, să faci această luminare. Chiar ne putem dă seama că aici este vorba de o luminare, da? Nu e chiar atât de greu, că Apostolul Pavel folosește chiar cuvântul ăsta. Da, vine Duhul și ce produce? Iluminare în ochii inimii. Clar că este vorba de lucrarea iluminării, nu e vorba despre nimic altceva. Nimeni nu se poate folosi textul ăsta ca să zică: "Oh, uite, oamenii ăștia se rugau ca să primească Duhul Sfânt, vezi, deci noi trebuie să ne rugăm să primim Duhul Sfânt." Nu. Ei se rugau să primească Duhul Sfânt în manifestare, nu să-l primească prima dată, da? Să-l primească în manifestarea lui și în lucrarea de iluminare. Scopul care este? Ca să pricepem. Ca să pricepem. Și el ne prezintă aici trei lucruri pe care dorește să le pricepem. 1, 2, 3. Nădejdea chemării, bogăția slavei moștenirii în sfinți și care este față de noi credincioși nemărginită a mărimea puterii sale. Ne uităm pe rând fugitiv la fiecare dintre ele. Nădejdea chemării. Chemarea noastră, da, vizează momentul în care am fost atrași de Dumnezeu, chemați, luminați, schimbați, transformați. Momentul inițial, da, al mântuirii noastre. Asta este chemarea. Când Dumnezeu ne-a chemat. În momentul chemării noastre, spune Apostolul Pavel că avem, ni se dă o ce? O nădejde. Lucrul ăsta l-am văzut destul și în Cartea Evrei, unde se vorbește foarte des despre Domnul Iisus Hristos ca nădejde. Da? Dar chiar din momentul chemării noastre se implantează în noi o nădejde. Și Hristos este nădejdea noastră. Și Apostolul Pavel se roagă ca să pricepem care este nădejdea chemării. În momentul în care am fost chemați, în noi s-a implantat această nădejde. Această speranță, da? O speranță vizează anumite lucruri pe care nu le ai acum. Da? Dar crezi 100% că sunt ale tale. Viața viitoare noi încă nu avem. Decât pozițional vorbind, o avem ca promisiune. Încă nu avem. Noi nu l-avem încă pe Hristos în carne înaintea noastră. Noi încă nu l-am văzut. Dar avem promisiunea că îl vom vedea, da? Noi avem promisiunea neprihănirii, da? A neprihănirii perfecte, complete, desăvârșite. Și în poziție și în practică. Încă nu avem în felul acesta de plin. Dar o vom avea. Ei, nădejdea noastră, în momentul chemării noastre, nădejdea noastră se prinde de toată această realitate care este în viitor și care ne este promisă și noi știm că este a noastră. Și lucrul acesta dă putere trăirii noastre. Dar dacă tu ai fost chemat într-un mod fals la Hristos și ți s-a promis tot felul de prostii și de tâmpenii, tot felul de prostii ți s-au promis și nu ai fost ancorat în nădejdea care este Hristos și de Hristos nu s-au legat realități viitoare, cum vei avea tu putere să alergi? Eu sunt 100% sigur că niciunul dintre noi putem să trăim ca mântuiți prin propriile noastre puteri nici măcar o zi. Dar nu despre asta e vorba. Este vorba despre a avea nădejde
în Hristos care produce ceva în noi. Și este foarte interesant aici să observați că Apostolul Pavel îi duce cu gândul și el spune că Duhul Sfânt ne va duce cu gândul la momentul inițial al întoarcerii noastre la Dumnezeu. Aici. La chemarea noastră. La momentul în care am fost chemați. Duhul Sfânt te va duce și te va lumina cu privire la ce s-a întâmplat în momentul în care ai fost chemat la Dumnezeu. Adu-ți aminte când te-a chemat Dumnezeu la El. Ce ți-a promis Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu că îți dă? Cum ai fost evangelizat? Când te-a chemat? Ce ți s-a spus? Ce a descoperit Duhul Sfânt sufletului tău? Ți l-a descoperit pe Hristos. Dacă nu ți l-a descoperit pe Hristos, nu este chemarea adevărată, nu este naștere din nou. Când ți l-a descoperit pe Hristos, ce a descoperit despre Hristos? Pentru că Duhul Sfânt în lucrarea de iluminare ulterioară te va duce din nou cu gândul la momentul acela. Și la lucrurile care ți-au fost promise atunci. Da? Lucrurile acelea constituie pentru noi gaz, foc pentru a trăi mai departe pentru Dumnezeu. Avem niște promisiuni de care ne agățăm. Avem niște lucruri promise pe care vrem să le primim. Și lucrurile acelea ne-au fost revelate în chemarea noastră. Al doilea lucru zice bogăția slavei moștenirii. Acum ne duce cu gândul chiar la final, da? Chiar la final. Moștenirea este ceea ce avem pregătit de Dumnezeu din veșnicie, dar care nu avem în practic acum. Moștenirea încă nu avem. Dar ea este un lucru care este prezentat înaintea noastră prin predicarea Evangheliei și prin Duhul Sfânt și noi de aici, de la chemare până la moștenire, fugim privind cu ochii înainte, da? Duhul Sfânt ne arată ce ne așteaptă. Duhul Sfânt ne revelează ce este înaintea noastră, da? Și ăsta este motivul pentru care strigăm și noi Maranata, câteodată cam rar, pentru că vrem să ajungem în această moștenire pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. Dacă nu, vei trăi cu sentimentul ăsta, Doamne, ia-ne acasă, dar nu chiar acum. Când abia ne-am făcut noi și una alta, acum te gândești tu să ne... Dacă nu cunoști, dacă Duhul Sfânt nu ți-a descoperit ce este pentru noi înainte, da? Moștenirea Lui în Sfinți. Pentru Sfinți este moștenirea aceasta. Și al treilea lucru zice, care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale. Mie îmi plac toate cuvintele din Biblie, dar în special îmi place ăsta. Când îl găsesc în legătură cu puterea lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu față de noi este, față de noi credincioșii, este cum? Nemărginită. Da? Nemărginită. Orice ar însemna ca noi să trecem prin viața aceasta și să ajungem până la capăt, da? Avem aici chemarea, momentul inițial, avem moștenirea, care e momentul final. Între aceste două există o viață care trebuie trăită. Cum este trăită viața asta? Noi nu facem niciun fel de demonstrații de putere lui Dumnezeu. Mi se pare atât de penibil numai să streacă prin cap gândul ăsta, că Dumnezeu stă cumva și să uite. Ia să văd ce o să faci. Dumnezeu a privit să facă, ce reușește să facă Andrei azi, nu? La dispoziția noastră este pusă puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Asta înseamnă că n-avem nicio scuză. Nicio scuză n-avem. Eu atâta mă tângui public, mai mult fratele Mihai, cum să mă tângui, nu? Atâta mă tângui și românesc, balcanic, spăcătos, slab, tare mult ne tânguim. Dar n-avem nicio scuză. Credeți-mă, n-am nicio scuză, nici dumneavoastră n-aveți. N-avem nicio scuză. La dispoziția noastră este pusă puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Întrebarea este următoarea. Ne-am luat noi timp să privim în cuvântul lui Dumnezeu la toate lucrurile astea pe care ne le prezintă aici? Ne-am luat noi timp să vedem, domnule, care e puterea lui Dumnezeu? Hai să o vedem! Vedem atâta târială a pocăiților pe pământ, atâta oboseală, atâta plâns, atâta tânguire, suntem slabi, suntem țărână, suntem ca praful de pe cupul la vânzări. Vai de noi, Doamne! Vai de noi! Iartă-ne, Doamne, și dimineața asta! Și tot așa. Și om avunge noi cândva la capăt. Toți juliți, cotonogiți în părăția lui Dumnezeu. Ne bagă pe toți la reanimare, suntem praf și pulbere. Dumnezeu spune, v-am pus la dispoziție puterea mea nemărginită. Nemărginită. Și Scriptura, în ceea ce urmează mai jos, ne face o demonstrație a puterii lui Dumnezeu. Ca să vedem, unde, Doamne, puterea aia nemărginită a lui Dumnezeu? Hai să vedem. Că zice că e față de noi puterea asta lui Dumnezeu. E față de noi. Unde vedem noi? Haideți să vedem niște dovezi clare a manifestării puterii nemărginite a lui Dumnezeu. Și El începe să ne vorbească, nu despre, dăm pagina, nu despre niște lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut sau le face în noi. Sunt alte texte care ne arată cum puterea lui Dumnezeu lucrează în noi. Ci începe să ne ilustreze nemărginita puterea lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos.
Cea mai mare demonstrație de putere a lui Dumnezeu a fost în persoana Domnului Iisus Hristos. Și zice că această demonstrație de putere a lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, acum puterea asta, care a reușit să facă lucrurile alea, este acum direcționată spre cine? Spre cei pe care Hristos îi mântuiește. Este aceeași putere a lui Dumnezeu, niciuna alta. Și haideți să privim la această lucrare a puterii, tăriei lui Dumnezeu și fie ca Duhul Sfânt să ne deschidă ochii, să ne încredem în acest Dumnezeu care are această putere. Zice pe care, după lucrarea puterii lui, deci față de noi este această putere a lui Dumnezeu, da? Haideți să observăm legătura aici. Avem, zice, care este față de noi credincioși? Nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea, da? Începe să ne vorbească despre lucrarea puterii. Dumnezeu are tărie, are o putere a tăriei și are o lucrare pe care a făcut-o ca un Dumnezeu tare și puternic. Care e lucrarea care a făcut-o? Uitați-o. Lucrarea și el de vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos. Deci, cum am văzut la început, Duhul Sfânt nu ne descoperă pe Dumnezeu decât în persoana Domnului Iisus Hristos. Așa vrea Duhul Sfânt. Să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Primul lucru pe care l-a făcut și pe care îl menționează este învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Pentru noi, moartea este capătul. Da? Este capătul vieții pământești, este pragul spre veșnicie. În general, e bine să nu avem niciun fel de speranță că vom fi înviați. Acum, da? Am murit și vin frații și fac un ritual și m-am înviat. O să fim înviați, da, de Dumnezeu, da? Dar gândiți-vă dumneavoastră puțin. Speranța învierii noastre. Nu știu dacă dumneavoastră n-ați stat vreodată să meditați așa și nu v-au prins niciodată îndoielile și dubiile. Bă, mi se pare puțin așa, SF. Nu a vizualizat puțin un moment în care Hristos cu glasul unui arhanghel va striga și doar morții în Hristos, toți, miliarde, Dumnezeu știe câți vor fi. Vor ieși din mormintele lor cu trupuri de slavă și se vor înălța la cerul. Pare așa puțin. Dom'le, cum se va întâmpla chimic? Care e procesul biologic, chimic, anatomic? Cum să... Eu sunt putrezit, eu nu mai exist fizic, nu mai există materia aia acolo. E asimilată de natură. Cum? De unde îmi va da trupul ăla? Cum îl va crea? Uite-te la ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Aceeași putere a lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Fiul lui Dumnezeu din morți, aceeași putere a lui Dumnezeu va fi aplicată în cazul fiecăruia dintre noi care suntem credincioși. Este o realitate fantastică să știi lucrul acesta. Că va veni o zi în care Dumnezeu te va duce și pe tine la viață. Din nou. Da? În varianta ta desăvârșită, slăvită. Da? Nu cum suntem acum. Da? Și apoi ne arată că se mai întâmpla ceva. Și l-a pus să șadă la dreapta sa, în locurile cerești, și aici este descrisă poziția lui. Când face enumerația asta, mulți comentatori încearcă să explice care e diferența dintre domnie și stăpânire, putere și dregătorie. Nu contează. Apostolul Pavel cred că vrea să spună în esență, mă, pune ce-ți trece ție prin cap? Iisus e deasupra la tot. Orice-ți trece ție prin cap. Dar ce față că am auzit noi că sunt niște dragi ăștia șefi care au arii geografice și mari ei șmecheri și fac ei ce vor pe acolo. Peste tot. Și peste tot ce vrei tu. Dar peste nici nu... Ce-ți trece ție prin cap peste tot? Și peste ce nu-ți trece ție din cap? Hristos este peste tot. Și este interesant să observați în Sfânta Scriptură că la un moment dat în Apocalipsă ne se spune că vom ședea alături de Hristos și vom domni împreună cu El. Aceeași putere a lui Dumnezeu care l-a ridicat pe Hristos din morți ne va ridica pe noi din morți. Aceeași putere a lui Dumnezeu care a avut puterea să-L ia pe Hristos, să-L absoarbă, să-L ridice la cer, să-L înalțe la cer, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice numie. Nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor, aceeași putere a lui Dumnezeu se va desfășura față de fiecare dintre noi și pune numele tău acolo și vei fi pus alături de Domnul Iisus Hristos ca copil al lui răscumpărat. La dreapta lui Dumnezeu, la dreapta puterii, autorității lui Dumnezeu în locurile cerești. Este ceva ce depășește cu totul imaginația noastră și orice ar fi putut să inventeze omul vreodată. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, da? Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și apoi ne dă o demonstrație a puterii lui Dumnezeu. Uitați, prin ceea ce Dumnezeu a făcut față de Domnul Iisus Hristos în biserică, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Demonstrația de putere a lui Dumnezeu, astăzi o putem vedea în ceea ce face Dumnezeu în biserică. De aceea, pentru noi care înțelegem ce spune Apostolul Pavel aici, că Domnul Iisus Hristos are funcția de, ia auziți, căpetenie în biserică peste toate lucrurile bisericii, adică El face ce vrea în biserică. El este capul bisericii. Lucrul ăsta are implicații importante pentru noi. De aceea păstorul nu este șeful bisericii, prezbiterii nu sunt șefii bisericii, prezbiterii nu votează și fac ei ce vor în biserică, de aceea nu credem în comitet,
De aceea nu credem într-un cult care conduce biserica, în președinți care conduc biserica, în ce vreți dumneavoastră care conduce biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este condusă de Hristos. Unde conduce Hristos în biserică? În toate lucrurile. Și în muzică, da. Și în predicare, da. Și în organizare, da. Și în orice. Dar până și acolo, da, până și acolo. Orice îți trece ție prin cap. Hristos este capul bisericii, șeful bisericii, stăpânul bisericii, proprietarul bisericii, acela care lucrează în biserică. Pentru că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare. Tot e sub picioarele lui Hristos. El este capul bisericii, da? Iar noi suntem trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. El este care împlinește totul în toți. De aceea este important pentru noi să vedem aceste biserici și în țara aceasta. Biserici în care se vede foarte clar că capul nu este un om, ci capul este Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun un lucru. Și practic noi putem vedea lucrul acesta. Într-o biserică în care este cap Domnul Iisus Hristos, nimeni nu se luptă să fie șef. Puteți să-l verificați pe fratele Mihai. Deci nu mă tângui în fiecare dimineață la el și nu mă milogez și nu-l mituiesc ca să mă facă șef. Unul, că nu m-ar face, probabil că mi-ar da două după caz, m-ar trimite în altă parte. Dar nu există tendința asta. Oricine vine aici, acum mai vin oameni, oricine vine aici mai devreme sau mai târziu, și am avut câteva specimeni, mai devreme sau mai târziu, află că în conducerea bisericii nu se află niciun om. Nu se află niciun om. Și niciunul dintre noi nu spune, noi îl vrem șef pe ăsta, ăsta ar face o treabă extraordinară aici. Nu. Oricare crede că poate să facă treaba asta, ușa e acolo. Probabil dacă a avut la convingerea asta că poate să fie șef și să ordoneze lucrurile, să facă lucrurile, probabil dacă a avut la convingerea asta are probleme grave. Grave de tot. Dar de obicei oamenii își dau seama singuri de lucrul ăsta. Și asta e bine. Și asta e bine, da? Capul bisericii este Domnul Iisus Hristos în toate privințele. În toate lucrurile. De aceea, frați și surori, observând asemenea biserici, observăm puterea lui Dumnezeu la lucru. Noi, prin noi și ne dorim funcții, dorim popularitate, dorim să ne arătăm, dorim să conducem, dorim să manevrăm, dorim să facem lucrurile cum vrem noi. Dorim să fie muzica pe care o vrem noi, conducerea pe care o vrem noi, organizarea pe care o vrem noi. Zem să facem lucrurile cum vrem noi. Asta e noi înșine. Și să vezi o biserică în care oamenii nu se luptă să facă lucrurile cum vor ei, acolo este puterea lui Dumnezeu la lucru. Ascultați-mă. Este o demonstrație foarte clară de puterea lui Dumnezeu. Să vezi o adunare în care oamenii așteaptă și își pun întrebarea: ce vrea Hristos în privința asta? Ce spune Hristos în privința oa? Oameni cărora le e frică să facă ceva care nu-i după cuvântul lui Dumnezeu. Oameni pe care nu-i interesează de tradiții, nu-i interesează de ce au spus alții înaintea lor, nu-i interesează de cum au gândit alții lucruri, cât de ingenioși și cât de inventivi au fost alții. Oameni pe care nu-i interesează lucrul acesta, ci ar tremura la gândul că ar putea să facă ceva în adunare care nu este după voia lui Hristos. Să vezi asemenea adunări, acolo este cu siguranță o demonstrare a puterii lui Dumnezeu. Și este o demonstrare a puterii lui Dumnezeu prin faptul că capul acelei adunări este persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea este necesară scoaterea oricărei structuri omenești dintr-o adunare. Pentru ca conducerea lui Hristos, da? Pentru ca stăpânirea lui Hristos în biserică să nu fie scurtcircuitată, să nu fie alterată de un sistem din asta, de o organizare din asta omenească. De aceea noi credem în principiul regulativ, să facem doar ceea ce vedem în Sfânta Scriptură, ca Hristos să-și poată exercita domnia nestăvârșită, să nu fie nimic care blochează autoritatea, intervenția, lucrarea lui Hristos în biserică. Biserica este demonstrația de puterea lui Dumnezeu. Când vezi o biserică adevărată, nu doar sănătoasă, adevărată, acolo este o demonstrație de puterea lui Dumnezeu. Pentru că în biserica aia adevărată, stăpân, proprietar, cap, călăuzitor, cârmuitor a adunării va fi, în primul rând, persoana Domnului Iisus Hristos. Și El își rânduiește lucrurile așa cum vrea El. Și închei cu a observa ceea ce spune Apostolul Pavel extraordinar despre noi. La un moment dat am făcut un eseu în școală, la un curs, pe ultima propoziție, că noi suntem trupul lui, biserica, plinătatea, noi suntem plinătatea lui Dumnezeu. Lui Hristos. Noi suntem plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Dar observați, noi suntem plinătatea lui. Într-un sens suntem numai Hristos, nu se imaginează pe sine, ca și cap spiritual vorbind, fără biserica lui. Nu există cap fără trup. Da? Nu există cap fără trup. Hristos ne consideră pe noi esențial pentru El, dar datorită a ceea ce El a făcut pentru noi, da? Cel ce împlinește, da? Cel ce, uitați cuvântul acesta care este foarte important, cel ce împlinește. Ce împlinește Hristos? Totul în toți. Ce e asta, frate? Ce e asta?
perseverarea sfinților în har, păstrarea sfinților în har, sfințire absolută, totală, perfectă, desăvârșită în toți. Tot ce se face în adunare, după voia lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, este produs împlinit, da? Lucrat de Domnul Iisus Hristos. Orice este după cuvântul lui Dumnezeu, orice este acceptat, acceptabil, acceptat înaintea lui Dumnezeu, tot ce vine plăcut înaintea ochilor lui Dumnezeu este datorită celui ce împlinește totul în toți. De aceea, calvinismul ăsta te smerește, Domnule. Dacă ai dat o predică bună, el împlinește totul în toți. Dacă am cântat bine, dacă ne-am închinat bine, dacă ne-am rugat bine, dacă ne-am mărturisit bine, dacă am adorat bine, dacă am făcut toate lucrurile pe care le-am făcut, dacă ai spune despre el, lucrul ăsta este bun, este acceptabil înaintea ochilor lui Dumnezeu, este numai datorită Domnului Iisus Hristos. El împlinește totul în toți. De ce? Că el e capul adunării. Capul adunării nu înseamnă că el stă și dă directive. Capul adunării înseamnă că el este implicat în fiecare mișcare pe care o face un mădular din trupul Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere spiritual, da? El este implicat. El energizează fiecare mișcare. El călăuzește fiecare mișcare. El dă putere, el își ia gloria. El este stăpânul care lucrează. Acestea sunt demonstrații de putere a lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu este astăzi la lucru în viețile noastre. Asta este arătat de Dumnezeu față de noi. Fie ca Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Sfânt, prin predicarea cuvântului, prin studiu personal, dar în special în această adunare. Să nu uităm, lucrul principal din această rugăciune este că trebuie să ne rugăm continuu pentru iluminarea Duhului Sfânt. Continuu pentru iluminarea Duhului Sfânt. Și această iluminare a Duhului Sfânt se va verifica când Duhul Sfânt ne va atrage atenția fiecăruia dintre noi, va picta înaintea ochilor, inimilor noastre, persoana Domnului Iisus Hristos în toate dimensiunile ei, în toate lucrările ei, în tot ce este El, prin El însuși ca persoană, ca natură divină, umană și prin tot ceea ce El a făcut pe pământ înaintea lui Dumnezeu și prin tot ceea ce El a făcut în lucrarea sărăscumpărătoare. Că despre asta vorbește Apostolul Pavel. Despre felul în care a fost lucrată mântuirea noastră. Chemarea noastră, moștenirea noastră, da, slăvită și bogăția care este acolo și puterea lui Dumnezeu care se manifestă astăzi față de noi prin persoana Domnului Iisus Hristos. Nu vă temeți să vă rugați. Da? Clar? Pentru ca Duhul Sfânt să se manifeste în adunare. Avem nevoie de lucrul acesta. Altfel suntem o biserică moartă. Suntem pierduți cu toții. Deci suntem pierduți ca existență, ca istorie a bisericii. Da? Ca istoria bisericii astea, locale mă refer, dar nu vorbesc despre biserica universală. Ca istoria bisericii astea, istoria acestei biserici va fi tragică dacă nu avem această lucrare de iluminare a Duhului Sfânt. Dacă o avem, lucrurile vor fi excelente. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această lucrare a Duhului Sfânt, cu această manifestare puternică a Lui. Amin.